Deci, atât suntem din nou în emisii și am arătat foarte mult despre România asta cambodgiană. Deci, ce s-a întâmplat aici, deci de la independență până acum, deci la 1880 până 2010, deci 130 de ani, putem spune că este un dezastru total. Un dezastru total, însă trebuie să vedem, noi suntem țară latină, deci vine, din păcate, foarte mult și de la țările astea latine. Și am să reiau niște lucruri care n-au fost puse pe internet, din câte m-am uitat eu în toți acești ani, atâtea canale, deci situația Franței față de România. Situația Franței față de România. Deci, imediat ce noi ne cucerim independența, să spunem, sau devenim independenți, așa, într-un fel, ca un stat tampon, la 1880, între otomani și ruși, și austro-ungari, aici se infiltrează francezii în mod masiv și fac niște propuneri din astea, să spunem, înjositoare ceva, cam ca în Indochina, să spunem, în Vietnam, în Cambodgia, deci în zonele astea în care a fost Imperiul Colonial Francez. Deci noi ar fi trebuit să devenim cumva tot așa, ca un imperiu, ca o parte din Imperiul Colonial Francez. Și în Japonia s-au dus, deci au inițiat acolo un curent militarist, dar au fost la concurență cu nord-americani, cu partida nord-americană care a câștigat și a distrus, practic, Japonia în cel de-al doilea război mondial, deci a atras-o într-o cursă a înarmărilor. Și în cursa asta a înarmărilor, deci ea a început să dezvolte războaie pe care le-a pierdut, deci a fost distrusă complet în al doilea război mondial, deci o cursă la scara istoriei. Aici tot așa vorbeau, deci diplomații ăștia francești, cam pe la 1880, că trebuie să fie un stat tot minor, deci ceva cam ca în Indochina, ca în Vietnam, ca în Cambodgia. Și, bineînțeles, ei au fost respinși. Ei au fost respinși. Până la urmă s-a aflat ce vor să facă acolo, nu ei, cu toate marile puteri. Deci asta trebuie să spunem, Ministerul de Externe francez era complet negativ pentru zonele astea. Le-i pauperiza complet. De atunci se prevedea, să spunem, nenorocirea asta de comunism în Cambodgia, în Vietnam. Deci instalarea de regimuri complet criminale care, sub, să spunem, un fel de ideologie de asta, care ar fi oferit și cu siguranță, nenorocea populația. Dar se vede că în Cambodgia lucrurile au fost extraordinar de rapid. Deci, practic, țara a fost distrusă în 4 ani. Din 75 până în 79, deci cât a stat Pol Pot la putere, au fost uciși 2 milioane de oameni. Care sunt cauzele? Bineînțeles, se vedea în Cambodgia un rege, o dinastie din asta complet negativă, care se ocupa cu niște dansuri din astea, cu natură evident hipersexuală. Aici la noi a fost tot așa o dinastie foarte slabă care nu a avut grijă, să spunem, deloc de popor. Deci exact ca în Cambodgia, însă totuși aici se dădea de un stat mai puternic și mult mai aproape, să spunem, de marile puteri. Și iată că s-a făcut programul ăsta
mult mai sinuos, să spunem, cu maxime, cu minime, până când s-a ajuns acum la depopularea țării și la distrugerea industriei. Exact, noi suntem exact acum ca în Cambodgia lui Pol Pot, când a fost dat afară, deci exact la fel, deci milioane de morți după comunism, industria dezafectată complet, orașele cumva semi-părăsite. Și chiar de atunci, asta vreau să reiau, acești diplomați spuneau aceste lucruri la 1880, deci tata mi-a spus că au fost anchete extrem de puternice și cu francezi și cu alte firme străini, cam ce a făcut Franța, ce făcuse Franța de la 1880 până la 1940 aici, făcuse un imperiu colonial, că ea spusese că dezvoltase un imperiu colonial împotriva Turciei. De fapt, dezvoltase pentru ea, în primul rând, și se pare că și înaintarea asta a turcilor a fost montată de francezi ca să aibă un pretext să cucerească zonele astea din Asia și din Africa. Deci, minciun, nu trebuie să crezi deloc în Franța. Franța este tot o țară complet cu criminali, deci cu criminali complet la scara istoriei. Asta trebuie să spunem, deci, vedeți, cu Franța, cu puterea care ar fi avut grijă, fi avut grijă de România, de o țară latină, de o soră latină, se întâmplă această tragedie. Deci, la 130 de ani, este o migrație colosală din România, salariul a fost ținut tot timpul la o zecime, dintr-un salariu, să spunem, din Franța sau din Italia și aici ne trezim acum industria complet distrusă, deci peste 2 milioane de morți în total, că aici e nenorocire ce a fost în România și industria distrusă complet. Bineînțeles, s-a mers pe o perioadă mai amplă de timp. Statul român față de statul cambodgian este mult mai puternic, cu mai multe cetăți. Se vede și paralela asta, templele din Cambodgia și bisericile din România, deci templele din România și Franța, un stat complet, complet criminal și plin de hoți și de criminali.